Practic suntem șarpele astea, după cum vedeți. Și uitați-vă cum putem să încolăcim oamenii. Ia uitați-vă, ia uitați-vă cum putem să încolăcim. Ia uitați-vă. Băi, cam greu de încolăcit. Cam foarte greu de încolăcit. Băi, cam greu, greu de încolăcit. Cam greu, greu de încolăcit. Trebuie să-i încolăcesc așa, dar chiar e greu. Stai, nu pot să-i mănânc mai bine. Bă, dar e greu, greu de încolăcit. A, pot să-i mănânc. A, deci pot să-i mănânc sau să-i încolăcesc. Dar e destul de greu să încolăcești. Adică mă așteptam să fie mai ușor să încolăcești, dar e destul de greu să încolăcești pe cineva. Ok, acum avem skin-uri. Și avem toate skin-urile, nu? Uitați, avem toate skin-urile, efectiv. Pot să fiu șarpe verde, mi se pare mai șmecher. Și aici pot să-mi cumpăr diferite pălării, ceea ce prefer fără, nu știu din ce cauză. Dar prefer fără. Și acum, croaș. Deci 5, trebuie să prind 5 din astea, să vedem. Deci dacă reușesc așa, așa, dar trebuie să fiu șarpe puțin mai mare, că e destul de mic. Oare pot să cresc? Gata, i-am încolăcit pe câțiva, pe 3. Ei nu pot să sară peste. Gata, i-am încolăcit, gata. Na, ei nu prea fug de aici, dar dacă aș putea să cresc în lungime, ar fi super, super tare. Ia uite-te. Gata, astea i-am încolăcit, mai sunt 2. Ok, și acum s-a deschis chestia asta, să mănânc și eu cadoul. Am putut să-l încolăcesc. Și cadoul trebuie încolăcit, totul trebuie încolăcit în lumea asta. Ia uite și tu. Ia să vedem dacă reușesc, nu știu dacă reușesc eu să încolăcesc cadoul. Cadoul a scăpat, nu știu de ce cauză scapă cadoul, dar las așa. Mi-ar fi ajutat dacă șerpele ar fi puțin mai mare. Dar nu știu cum să-l fac mai mare. Ia puțin să dăm așa. I-am încolăcit pe ăștia 2. Așa, gata, pot să-i și mănânc. A, dar pot să mănânc destul de încet, gata. Hai mă, încolăcește-te. Gata, i-am încolăcit și pe ăștia. Mai unul, gata, l-am mâncat. Mâncăm ăsta și trecem mai departe. Ar trebui să-l încolocesc pe ăsta? Ia uite-te. Mamă, ce l-am încolocit. Gata. Și am strâng. Mamă, ferește, mă. Ok, nu mă așteptam la asta. Du-te, mai că a fost tare. Acum pot să dau upgrade-uri. Cu bani, cu monede. Am 410 monede. Level 2, aici cred că pot să măresc șarpele, loading time și pot să mânc 2 deodată, bun. Upgrade-uri pot să dau câte vreau, deoarece avem bonus destul de mulți. Nu știu, mi-am mărit șarpele? Ia să vedem. Cred că da. Oricum acum pot să... Oh, ia uite-te! Stai puțin, am vrut să încolăcesc, dar ia să vedem, pot să încolăcesc? Ia să vedem, să vedem. A, nu, ăsta trebuie să le mănânc. Găinile nu pot fi încolăcite, găinile trebuie mâncate, iau și eu ok asta. Nu știu dacă mă știu la ceva. Ia să vedem pe aici. De ce nu pot să merg? Stai, cum se deschid ușile? Trebuie să mănânc astea? Ok, dar de ce nu pot să trec în zona următoare? Stai puțin, ceva n-am făcut. Care e faza cu level 2, level 3 la șerpele ăsta? De ce de pot să dau? Așa, se pare că nu știu de ce n-am putut să deschid ușa, așa trebuie să restartez. Nu se deschide ușa, deci am mâncat toate. Ia uite-te. Dar de ce nu mi se deschide ușa? Ce trebuie să fac? Să iau ăsta? Așa, cutiile astea? Asta trebuie să le încolăcesc. Sunt o șarpe destul de mare. Ia stai să văd ce mai pot să fac pe aici. Mai e ceva? Nu mai este nimic, dar ușile nu mi se deschid. Care e faza? Deci fiți atenți. Asta nu pot să iau așa, nu pot să iau, dar dacă o încolăcesc așa, să vedem, pot să încolăcesc cutia? A, da, am înțeles. Cutia trebuie încolăcită, măi. Gata. Numai așa mi se deschide ușa ca să mi-a dă niște bonus. Bine, cu bonusii stăm destul de bine, zic eu. Așa. Luăm și pe asta. Gata. Și acum mi se deschide asta. Bine, luăm bănuții. Acum nu trebuie să-i luăm că avem bănuți foarte, foarte mulți. O ducem foarte, foarte bine. Dar na, ca idee. Și acum strângem asta ca să ne dea bănuți. Ia să vedem. Ne-a dat destul de mulți. Bun. Acum, după cum vedeți și cum o să vedeți, noi avem toate skin-urile. Și o să luăm pe asta că pare super șmecher. Și o ducem foarte bine că avem bani încât să putem orice. Putem să cumpărăm, să mâncăm loading time. Așa. Și nu știu care e faza cu șarpele ăsta. O să dau 10 să vedem ce se întâmplă. Șarpe mai mare? Da, cred că sunt mai mare. Uitați-vă cât pot să încolăcesc. Sau? Nu mi se pare că sunt mai mare. De aia să dai upgrade-uri la maxim. Să dai eu toate upgrade-uri la maxim la jocul ăsta. Să văd exact ce poate se întâmple dacă mărim upgrade-urile și facem aici niște nebunii. Așa. Hai să mănânc pe ăsta. Să mănânc și pe ăsta de aici. Așa. De ce nu pot să mănânc? N-am țintă. Nu mai ții foame. Termină nivelul, dacă îl pe ăsta, da, se termină. Bun, hai să cumpărăm cât mai multe upgrade-uri, pentru că, sincer să fiu, chiar vreau să văd ce se întâmplă, care e diferența, că nu prea înțeleg eu care e faza cu upgrade-urile astea și vreau să încolocesc aici mine. Să facem și un șarpe șmecher. Deci, ok, o să dăm it, să pot mânca câte 10, loading time, se pot mânca repede.
și să fim un șarpe mare, frate. Level... Nu știu ce face level 48. Îmi dă bani mai mulți, că până la urmă altceva nu am ce să fac. Ia stai puțin. Să aruncă cu mere în mine. Gata, așa cum ce fac. Ia uite ce șarpe suntem noi. Trebuie să-l încolăcesc. Că nu știu ce trebuie să fac de asta. Să fug de el. Trebuie să-l încolăcesc. Ia să vedem. Așa. Gata, l-am terminat. Ia uite, am sărmat în mulți pișcozi din ăștia care trebuie să-i bat. Trebuie să am grijă că ăștia dau în mine. Ia uite ce am făcut. Mă otrăvește. Gata. Ăștia este mănânc pe ăștia trei că mi s-a făcut fomiță. Nu pot să-i mănânc. Nu, nu-mi plac la gust. Ce comică s-au făcut din mai mulți. Din unul mare mai mulți mici. Gata. L-am terminat claim. Schimbăm acum șarpele. Interesante nivele și mă tot timpul mir la joculețele astea câtă idee au oamenii, câte idei au. Șarpele ăsta galben pare șmecher. Să ne punem și noi niște ochelari. Faza este că după ce îți pui ceva, nu mai poți să schimbi, știi? Asta punem asta. După ce pui ceva, chiar nu mai poți să schimbi, deci nu mai poți să fii fără. De-aia n-am pus până acum. Ăștia pot să mănânc, nu? Dar ia uitați-vă. Pot să mănânc câte 2-3 deodată. Practic, așa am... Da, mănâncă destul de încet. Cred că trebuie să mai dau câteva upgrade-uri. Mai dau câteva upgrade-uri așa, deoarece... Ia uite ce șarpe suntem! Gata, să mănânc și pe ăsta. Vino cu ace. Așa, se deschide asta? Nu, se deschide că trebuie să iei tot ca să deschidă. A, acum gata. Ia să mergem. Cred că să dau toate upgrade-urile la maxim, ca să văd exact cât de mult poate să facă jocul ăsta. Să vedeți și voi cum ar fi cu upgrade-ul la maxim. Perfect. Bine, acum ne-au dat diamante, dar ne avem destul de multicele. Așa. Deci, dăm aici eat să pot mânca, nu știu, 100 de oameni, nu știu de ce. Dau upgrade-urile astea la maxim. Și dau loading time să fie... aproape 0 și mai dau aici... Level 100 să fim cu șarpele, nu știu la ce ne ajută, dar îl dăm. Așa, level 100, loading time, nu știu cât, e-time. N-am ajutat cu ceva asta, pot să-l mânc pe ăsta? Nu, pot să-l mânc pe ăsta? Băi, dar nu pot să-i mănânc, adică pe ăștia de aici chiar nu pot să-i mănânc și trebuie să-i ștrangulez. Parcă sunt mai mare, da, sunt mai mare, ia uitați-vă. Deci sunt mai mare, vedeți? Sunt considerabil mai mare și aici pot să mă încolăcesc mai bine. Gata, m-am prins care e faza. Așa, numai ca să-i încolăcești trebuie efectiv să-i strângi la maxim. De exemplu, cum suntem acum, vedeți? Trebuie efectiv să-i strâng așa la maxim. Altfel nu merge. Așa, acum mă duc. Că asta-i rezolvă. Îi rezolv și poștea de aici. Acum sunt nivel mare. Nu încerca să fugiți că sunt un super șarpe. Așa. Ăla nu știu cum a scăpat. Va trebui să fac cumva nod. Ia să-l temi și pe ăsta. Gata. Și acum poștea de aici. Sincer, nu-i văd bine. Nu-i văd bine deloc. Stai că nu prea am... E greu de controlat. E foarte greu să controlezi la jocul ăsta. Stai puțin. Așa, așa. Așa, și mă duc aici. Vreau să-i prind pe toți. Că am șarpe destul de mare. Așa, și mă duc aici. Și încerc să-i trag așa spre mine. Așa. Asta nu știu cum a scăpat. Cum fratele meu a scăpat toți ăștia de aici? Ia uite și tu. Ia uite și tu cum a scăpat. Stai că nu mă las. Gata, l-am rezolvat pe ăsta. Nu știu cum scapă unii pe cuvântul meu. Gata, ăsta n-aia nu mai scapă. Ia uite cum scapă fratele meu, dar nu înțeleg. Că mă pun așa unul peste altul, uitați, mă pun așa. Și uite, uite cum scapă. Trebuie să fac cumva un nod. A, se urcă peste șarpe. Am văzut acum. Am crezut că nu se pot urca peste șarpe. De aceea fac două noduri. Cu două noduri. Mă, cu două noduri s-a urcat peste șarpe. Bine, ce-i drept, asta-și face și în viața reală. Adică și încearcă să scape. Trebuie să-i înțelegem. Mă, parcă cu șarpe mai mare mai greu. Gata. Hai că plecăm. Schimbăm și noi acum culoarea la șarpe. Vedem ce mai găsim. Ok. Hai să vedem, dăm la skins. Și acum ce puteți să mai găsim? Fain. Și verdele e fain. Ce fain ăsta verde. Dar de exemplu verdele ăsta e un fel. Că mi s-a blocat jocul. Deci verdele ăsta de jos e de un fel. Și ăsta e de alt fel. Și ăsta este negru. Hai să ne jucăm și cu negru. Și aici ce mai putem să-i punem? Putem să punem ce pălărie vrem. Doar că hai și asta. Hai să-i punem asta de gamer. Haide. Hai să vedem ce urmează. Practic, dacă mai mărez la level, fac șarpe mai mare, ceea ce cred că e destul de mult. Ouă. Asta putem... Uite cum le păpăm, fratele meu. Zici că suntem aspirator. Ia uite-te. Eu am văzut un șarpe care mânca ouă, bine, nu în realitate, pe net și... mănâncă, le place. Le place. Creat la o pasăre. Dar acum, în jocul ăsta e foarte ciudat. Că mă obligă să iau toate astea. Ceea ce fie că vreau, fie că nu, trebuie să iau toate astea, altfel nu se pune. Așa. Ia uite câte sunt, că altfel nu pot să trec nivelul.
Adică dacă suntem în șarpe, trebuie să facem curat aici la maxim. Și nu l-am din zona asta deloc. Mai e și cadoul ăla, care nu știu care e faza cu el. A, așa, l-am rezolvat. Ia să vin aici. Aici mai erau 2 sau 3, dar nu mai țin minte unde. Așa. Și din partea asta. Absolut perfect. Și de aici. Mai este una. Mai sunt două. Mamă. Gata, hai să mergem. Cred că asta e tot. Trebuie să vezi deschidă ușa. S-a deschis? Da. Super tare. Așa. Gata, strânge. Ia să vedem. Mă, șerpii sunt foarte ciudați așa. Au o forță foarte mare. N-au mâini, n-au picioare, dar... Bine, chiar dacă avea picioare, pur și simplu... Nu știu, mi se pare... Deci, mi se pare că șarpele e ca un fel de șopârlă. Ok, omuleț. Faza-i cu omulețul, poți să-i pap. Da, poți să-i pap, dar... Vedeți, îi papă destul de încet. Și trebuie să pap 6 ca să trec în zona următoare, altfel nu pot să trec. Nu! Mi-a din viață! Oh my god, n-am voie să ating. Dar dacă dau la loading time, chestia asta te ajută ca să mănânci mai repede. Nu știu dacă mă ajută pe mine. Ia să-i prind pe ăștia. Pap 1. Prind 3. Gata. Dar nu cred că i-am prins pe toți. Ia stai așa. Ia să vedem ce ne iese. Așa l-am papat pe ăsta. Să mai pap 4. Ia să vedem. Măi, fratele meu, dar nu reușesc să-i strâng. Ia să vedem. Ce nu fac bine, măi? Gata. Mai doi. A trei pe toți. Nu poți să scapi. Fii atent, mă, cum rezistă ăsta. Nu știu cum tot scapă. Că te încolăcesc aici ca o... Ia uite și tu. Ia uite și tu. A, se urcă peste. Îl înțeleg și pe el. Vrea să scape. X9 ca să trec în zona următoare. Dacă îi prind așa. Și voi vedea cât prind. Câțiva o să prind. Că acum chiar mă joc cu ideea de a-i prinde. Așa, în continuu, în continuu, în continuu. Mamă, ia uite-te. Gata, gata, du-te acum repede. Ia uite ce șarpe sunt. Mamă, poți să-i pap? Da, uite, poți să-i aspir pe toți. Poți să-i aspir pe toți când ești cu fever-ul ăsta, cum ar veni chestia asta. Așa, mă, uite-mă, ăsta-l pap, că... Mă, mănâncă-l, mă, deschide-mă gura. Uite și tu, deschide gura. Nu mai vreau să mănânc, nu mai mi-este foame. Ia uite și tu. Incredibil. Nu mai mi-e foame, deci trebuie să neapărat să-l încolăcesc. Dar scap ăsta. Incredibil. Ia uite-te. Trebuie să-l încolăcesc bine, că el se luptă pentru viața lui. După cum vedeți. E și normal. Toți ăștia se luptă. Nu prea poți să-i prinzi din prima. Ia uite-și tu. La un moment dat tot e prins, că na. Dar uite, de câte ori mă învârt. Ia uite. Gata, am reușit. Mamă, joculețul ăsta e mai greu decât credeam. Te poți învârți destul de mult. Și acum să-l rezolvăm pe ăsta. De ce mi-a ieșit din joc? Am ieșit din joc destul de des. Ia să schimbăm aici șerpulețul. Galben e foarte fain și ăsta. Mai e și ăsta. Toate sunt faine. Nu știu de ce mi iese chiar foarte des din joc. Deci nu știu, are câteva erori jocul. Dar da, nu contează. E același nivel. Îmi pune să-l trec din nou. Că înainte nu l-am terminat, că mi-a dat eroare. Na, cam asta este joculețul, aveți și voi linkul în descriere dacă vreți să jucați. Mi-e plac foarte mult joculețele astea, nu știu din ce cauză, dar îmi plac foarte mult. Și faza este că pe mine ce mă uimește de fiecare dată, ideea oamenilor, cât de multe idei au oamenii, tot timpul mă uimești. Deci pe cuvântul meu, oamenii au atâta de multe idei cu joculețele astea, cum fac eu nou pro hacker, mă mir, măi, de unde au ăștia atâtea idei? Pe cuvântul meu, de unde au atâtea idei? Că de fiecare dată mă trezesc cu un joculeț nou, în fiecare zi apare ceva nou și mă gândesc, de unde mă aveți, măi, atâtea idei? Habar n-am. Că până la urmă, multe sunt și de același developer. Și asta e și faza, adică de unde are omul atâtea idei și le face atât de repede? Așa scot un joc pe săptămână unii dintre ei. Ceea ce mi se pare super, super repede, că jocul ăsta vă dați seama că trebuie grafică, trebuie codat. Bine, la sunete, într-adevăr, sunt ei cam varză. Nu prea pot să zic că se pricep. Sau cel puțin își dau interesul. Hai să-i fac pe ăștia așa. Gata, v-am rezolvat. Hai să tot să vedem dacă putem să-l terminăm pe ăsta. Dacă ne se mai blochează sau nu. Să luăm cheia, că jocul crede că dacă nu e cheia, ai greșit cu ceva în viață. Așa, să încerc să... De fapt, chiar o să-i prind așa. Așa. Să-i prind așa pe toți. Dacă merge. E destul de greu. Și am învârt să vedem cât pot să rezolv. Așa. Cum de greu este. Cu fever, acum pot să mânc pe toți cu fever-ul. Și acum gata, pot să trec nivelul. Dacă nu se blochează. Ia du-te, șarpe, du-te. Ia strânge-l pe ăsta puțin. Pompier sau ce este? Tac. Gata, mamă, ce l-am rezolvat. Mamă.
Și acum ne mai dă trecut. E bine, acum noi avem bănuți, avem skill, nu prea ne trebuie altceva. Super tare. Bă, mie îmi plac joculețele astea foarte mult și am zis că n-apare ceva nou și mi se pare interesant să-l jucăm. Dar, bă, ia să-l termin și pe ăsta. Ia să-l termin și pe ăsta că e de boss. Și bossul să-l bat cu turcoaz. Culoarea preferată a Carolinei. Așa. Ia să-l bat și pe boss, că ăsta e ceva mai diferit și îmi place. Deci ca să-l bat pe boss, e foarte simplu, după cum vedeți, când am upgrade-uri atâta de multe, așa trebuie să ai grijă de ei, că te bat dacă n-ai grijă. Și după ce ți-ai făcut chestia asta așa de se face colorat, poți să-i pap. Iar nu mai poți să-i pap. S-a săturat șarpele. Mamă, dar unde veniți? Veniți, mă, aici. Hai, mă, zici că sunteți copii. Ia uite, s-au unit într-unul mai mare. Gata, i-am făcut pe toți. Tot explodează, se unesc într-unul mai mare. Ia stai să le unească. Ia uniți-vă. Ia uite, mă, că dau în mine. Ia să vă rezolv eu. Așa. Gata. Eu mai a rămas unul. Hai, mă. Gata. Încă unul. Câți mai sunteți, măi? Bă, de unde mai sunteți patru? Stai, mă, să-i rezolv aici. Gata, mă, are terminat și nivelul ăsta. Mamă, nivelul ăsta chiar a fost greu. Rupeți butonul de coculai și ne vedem data viitoare. Pa, pa!